O gafă a președintelui american Joe Biden. La o întâlnire de la Casa Albă, șeful statului a arătat din greșeală indicațiile pas cu pas primite de la echipa sa. Foaia conținea detalii despre unde să se așeze, când să comenteze și când să plece. Președintele Joe Biden a afișat foaia pregătită de personalul său în cadrul adunării guvernatorilor din sala Roosevelt. În cadrul reuniunii s-a discutat despre un parteneriat cu 11 state pentru a accelera creșterea industriei eoliene offshore și a lanțului său de aprovizionare intern din SUA. Dar se pare că președintele statului nu a fost atent și a ținut cartonașul cu notițele invers. Fotograful prezent la eveniment a surprins unul dintre documentele pe care Biden le-a folosit în timpul întâlnirii. Fișa indicativă, intitulată Președintele cu titlul evenimentului, era urmată de instrucțiuni marcate aparent pentru președintele american. Documentul îi spune președintelui să intre în sala Roosevelt și să salute participanții, pe cartonaș mai scria, dumneavoastră vă așezați pe locul dumneavoastră, presa sosește, dumneavoastră oferiți câteva comentarii scurte, maximum 2 minute. Nu este ceva ieșit din comun ca echipa de presă a unui lider de stat să facă o astfel de listă de instrucțiuni. Însă simplitatea indicațiilor a provocat numeroase comentarii față de sănătatea mentală a liderului de la Casa Albă.